Netflix, mă rog, care este cea mai vizibilă platformă, nu este singura, mai sunt platforme de tipul ăsta, marchează o schimbare destul de importantă în industria cinematografică. De fapt, Netflix a pornit, din câte știu, ca o platformă care difuzează în principal seriale. Da. A rămas o platformă foarte importantă pentru asta și foarte multă lume are abonament pentru asta, pentru seriale. Dar în același timp s-a extins foarte mult și pe zona de cinema și asta înseamnă, pe de-o parte, distribuție, în sensul în care achiziționează un film și îl distribuie pe platformă în toată lumea sau doar în unele țări. Sau, cum s-a întâmplat în cazul Roma, a intervenit în producție, băgând niște bani. Din păcate, părerea mea este, fără să par că sunt, nu știu, am o atitudine de superioritate, ca un critic snob sau așa, ideea e că foarte puține filme de autor, foarte puține filme care pe mine să mă intereseze, găsesc pe Netflix. Încă sunt la început ei în zona asta, adică ei nu. Și au reușit să atragă niște regizori, niște filme prin care încearcă să-și sporească credibilitatea. De fapt, asta este, pentru că altfel, marea majoritate a filmelor de pe platformă nu, sunt filme de foarte larg consum, nu sunt. Încă nu au, adică rămâne de văzut dacă vor reuși cu adevărat să susțină industria cinematografică. Asta înseamnă să promoveze tineri regizori care să-și facă un nume. Ei au luat într-o primă fază niște nume deja consacrate de marile festivaluri, i-au cooptat, le-au oferit această posibilitate care este fabuloasă și cred că și Alfonso Cuarón spunea asta, posibilitatea de a arăta filmul unui număr de sute de milioane de spectatori în toată lumea în același timp, deci în momentul în care este lansat pe Netflix, sute de milioane de abonați îl pot vedea, este, fără să mai ai toată această rețea de distribuție în cinematografe, care este foarte complicată, este destul de atrăgător pentru, că cred că este destul de atrăgător pentru regizor și înțeleg. Pe de altă parte, în fine, cert este că este o schimbare, se întâmplă o schimbare și rămâne de văzut cum va continua.